ta ne-a mângâiat, vorba ta ne-a legănat. Am crescut cu alți copii, dă seama, lângă pomul cel rotat, lângă spicul cel bogat. Dragii noștri, vă salutăm cu mare drag astăzi din satul Năvârneț, raionul Fălești. Surprize la tine acasă, astăzi a pornit la drum spre o magiată pe care noi cu dumneavoastră împreună am vizitat-o anul trecut. Și noi, cu mare drag, i-am transmis emoții frumoase și i-am adus lacrimi de bucurie, însă astăzi iarăși a trecut un an fericit, un an sănătos și noi venim aici, în satul Năvârneț, să o surprindem. Oaspeți dragi sunt alături de dumneiei și noi, desigur, facem prezența cu Eva Drag, sufletului ei, sufletului de mamă, căci noi venim din partea domnului Andrei, fiul dumneiei, care astăzi vrea să o surprindă cu mare drag, cu mare dor, cu mare dragoste, cum am făcut-o și anul trecut. Deci noi vă invităm care fiecare dată să fiți alături de noi, să facem emoția frumoasă acestei mame, să-i aducem daruri frumoase, daruri deosebite pentru o mamă deosebită. Cu mare drag vă invit cu mine. Bună seara! Oaspeți dragi, astăzi a adunat părinte Constantin în ograda dumnealui și desigur cea mai dragă, cea mai scumpă mamă o găsim astăzi aici. Și noi am avut această destinație și desigur am poposit și noi aici. Ne cerem scuze că m-am scos de la masă de sărbătoare, însă avem o rugăminte și avem o felicitare pentru cea care astăzi este omagiată și face o frumoasă vârstă de 60 de ani. Doamna Elena, vine spre dumneavoastră, al doilea an consecutiv, anul trecut la 59 și anul acesta la o vârstă frumoasă, la o vârstă rotundă, la jubileul dumneavoastră de 60 de ani. Deci, stimată doamnă, vreau din suflet să vă adresez aceeași întrebare care a răsunat și anul trecut. Cum credeți din partea cui veni? Partea copiilor. Hai să spunem așa, că în inima mamei copiii au părți egale. Dar totuși... La manica copiii sunt egali. Așa, păi asta e. Dar noi totuși, știind cineva că o jumătate a inimii mamei este aici, am lângă ea... Am unul pe Germania, am unul acela e Andreev. Așa. Și am unul la Moscova, acel care era Blădunia de anul trecut. Așa. Și e câteva istine. Păi asta, uitați-vă, de aia și-am spus că în inima mamei copiii au părți egale. Însă cineva, știind că este departe, a vrut cumva și el să se simtă aproape, măcar așa, virtual, prin intermediul nostru, prin intermediul echipei Surpriza la tine acasă. Și venim aici din partea domnului Andrei, care la momentul de față se află în Germania și luând în considerație că suntem în ograda dumneavoastră din partea dumnealui, vedeți că această distanță Moldova-Germania nu este atât de mare. Atunci când este vorba de dragoste de mamă, când este vorba de dorul față de mamă și când este vorba de o dorință foarte puternică sufletească, de astăzi a vă aduce surpriza frumoasă la picioarele dumneavoastră. Fiindcă e puținul ce poate face un copil pentru o mamă să o bucure cu darul frumoase. La mulți ani din suflet! Dacă am spus noi că este vorba astăzi despre o măgeată ce are statut de mamă, ce are statut de femeie iubită în inima. A trei bărbați, cum ați spus, trei băieți, totuși acest buchet îl aducem la fel din partea domnului Andrei pentru cea mai scumpă ființă din viața lui, mamă. Vorba ta ne-a legănat. Acest coș cu 101 trandafiri astăzi îl aducem cu mare drag din partea fiului, iar noi vă urăm ca acești 101 să vă bată și dumneavoastră peste 41 de ani, iar noi să fim sănătoși și să venim să vă mai aducem sănătate. Stimată omagiată, stimată mamă, stimată doamna Elena, deosebită plăcere am astăzi să vin în fața dumneavoastră, fiind și eu nerăbdătoare să văd acele emoții, sau poate și mai multe și mai puternice, fiindcă astăzi este jubileu, fiindcă astăzi este vârstă rotundă în buchetul vieții, și cu toate că iarăși inima de mamă este cumva goală de acele părți
care este ea completată de mulți ani în urmă, când ați început să dați naștere rând pe rând la fiecare, totuși ei încearcă, el încearcă, fiul dumneavoastră Andrei, să vă umple acest gol cu prezența surprizei noastre din partea dumnealui. Să fiți sănătoasă e ceea ce vă urează el din tot sufletul și în primul rând. Să fie viața dumneavoastră o surpriză plină de emoții frumoase, de lacrimi de bucurie, de oameni dragi care astăzi vă înconjoară și de-a bunul Dumnezeu pe parcursul întregii vieți să-i aveți alături, iar copiii dumneavoastră să fie sursa dumneavoastră de energie, sursa dumneavoastră de bucurie. Poartă, să nu uitați nici anul trecut, dacă nu greșesc, am spus-o, fiindcă încerc să spun fiecare mamă, să o lăsați deschisă, chiar dacă nu sunteți acasă. Copiii să simtă că acolo trăiește mama, că acolo este un suflet drag care așteaptă, că acolo este o rugăciune care răsună spre înalt, din gura mamei, din sufletul ei, care ajută la drumul lung al copiilor dumneavoastră, care din păcate sunt departe, dar din fericire, bucurați-vă că sunt bine și au ocazia frumoasă și țin minte că există pe fața pământului o mamă care merită tot ce e mai bun în viața asta. La mulți ani din suflet, dat prin faptul că avem și părintele, avem și mamatușca, da? Așa, deci eu rog chiar împreună să-i cântăm la mulți ani doamnei Elena, fiindcă astăzi îl merită și astăzi îl dedicăm pentru dumneavoastră. Și să vă vedem întotdeauna așa de emoționată, doar cu emoții de fericire. Și a venit timpul dumneavoastră, desigur, să-i adresați cele mai dragi și scumpe cuvinte care poate să vină din inima unei mame. Pentru mine apar lacrimi, pentru că emoțiile foarte mari, dar emoții și lacrimi de bucurie. Le mulțumesc copiilor. Și mulțumesc lui Dumnezeu, în primul rând, că mi-a dat niște copii sănătoși, mi-a dat niște copii înțelepți. Îi mulțumesc copilașilor mei care sunt departe. Dragii mami, mămica, cum am spus și anul trecut, are grijă de voi. Mămica, vă pune la rugăciune, unde nu m-aș duce, mă rog, pentru voi. Vreau să fiți sănătoși, vreau să-mi aduceți bucurie și să fiți niște copii înțelepți, după cum și sunteți. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi să mă susțină, care au venit să împartă cu mine bucuria mea. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit și să împărțesc bucuria dumneavoastră cu mine. Mulțumim dumneavoastră de primire la fel de blăjină, de primire la fel de caldă, de echipul dumneavoastră. Sufletist, frumos, cald și blăjin și aș putea continua la nesfârșit. Să fiți sănătoasă, ani frumoși, cum am spus. 101, noi suntem de acord și bucuroși și ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă batem în portiță din nou. Sănătatea mult, ani frumoși, numai bine! Mulțumim, servici frumoase! Mâna ta ne-a mângâiat, vorba ta ne-a legănat. Am crescut cu alți copii, dă seama. Lângă pomul cel rotat, lângă... Am uitat să menționez că fiul dumneavoastră m-a rugat din suflet să vă transmit cele mai calde picuri și cele mai multe de acolo de departe. Din păcate avem pandemie, le transmitem toți. Eu nu mai cred nici într-o pandemie, nici n-am crezut. Să fiți sănătoase toți și am reușit să vă le transmit. Sper că le-ați simțit acolo în sufletul de mamă. Ani frumoși, sănătoși și seara frumoasă. Să ne mai bine astăzi, găsit în suflet. În suflet, mulțumim, să tu ne-ai dăruit un plai și-am plecat cu el în lume, mama. 4
cruzăream colindat, le-am trecut în lung și în lat drumurile și acum ne cheamă. Tu ne-ai așteptat mereu, am venit când ne-a fost greu, te-am găsit încărunțită